Frenezia modelelor exclusive HGB continuă. După 13 modele exclusive lansate în 2019, în condițiile în care încă nu s-a uscat bine cerneala pe vagoanele HBB ILLNS, aveți un video despre asta în descrierea videoclipului, iată că HGD vine în forță cu numai puțin de 6 vagoane pentru transportul cerealelor. Vagoane de marfă silos, tip UAGPS din epoca 5. 6 înmatriculări românești diferite, 3 variante coloristice, 3 seturi a câte 2 vagoane. Două vorbe despre vagoanele reale, apoi vedem modelele, iar la final, așa cum v-am obișnuit, o leacă de weathering. Vagoanele cu seria literală UAGPS sunt vagoane pe 4 osi cu descărcare prin gravitație pentru transportat cereale, secară, porumb, orz, ovăz, grâu, orez brut, precum și a semințelor de floarea soarelui, soia și șroturi. Construcția vagoanelor este sudată, complet metalică și s-au fabricat în diverse variante constructive. Principalele elemente ale cutiei sunt pereții laterali din tablă de 3 mm aplicată pe o structură de rezistență, pereții frontali în formă înclinată, executați din tablă de 4 mm grosime, acoperișul realizat din arce, rame, membrane și tablă acoperitoare de 2 mm. Vagonul a fost executat atât în varianta cu frână de mână și peron, cât și în varianta cu frână de mână, peron și gheretă. Peronul, amplasat la unul dintre capetele vagonului, servește atât pentru manevrarea frânei de mână, cât și pentru urcarea pe acoperișul vagonului. Pe acoperiș este amplasată pe toată lungimea o gură de încărcare care permite încărcarea cu benzi transportoare sau direct din silos. Gura de încărcare este acoperită cu capace rabatabile prevăzute cu mânere. Pentru descărcare, cutia vagonului în partea inferioară este prevăzută între boghiuri cu 3 guri de descărcare în formă de pânie, trunchiul de piramidă fiind executat din tablă de 4 mm. Vagoanele au o capacitate de încărcare de aproximativ 56 de tone. Gurile de descărcare sunt amplasate pe axa longitudinală a vagonului și au o deschidere liberă de 800 x 770 mm. La fiecare gură de descărcare este montat câte un mecanism în sistem sertar cu roți dințate și cremalieră, acționate manual, prevăzute cu posibilitatea de deschidere din ambele părți laterale ale vagonului. Numărul de vagoane deținute în parcul CFR Marfă este de 3669 de unități. Salut modeliști și iubitori de machete! Eu sunt Ovidiu, voi sunteți pe Modelist YouTube Channel. Dacă vreți să fiți notificați când apare un nou videoclip, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Să începem cu cutia, care este de-a dreptul spectaculoasă. Cutie din carton cu capac, cu dimensiunile de 310 x 210 x 65 mm, solidă și rezistentă, cu interior din polistiren, decupat pentru protecția conținutului. Aspect profesional premium, tradițional pentru cutiile modelelor exclusive, cu un box art excepțional în culorile HGD. Pe capacul cutiei avem logo-ul companiei, pe două dintre laterale avem în plus un set de informații, inclusiv informațiile de contact, în limba română pe o parte și în limba engleză pe cealaltă. Iar pe una dintre laterale avem o etichetă cu codul și denumirea produsului, epoca și înmatriculările celor două vagoane din set. La interior avem cele două vagoane protejate în celofan și o punguță cu cuplele, dar și cu două rezerve pentru mecanismul de descărcare de sub vagon. Calitatea materialelor și a execuției modelului este excepțională, ca și calitatea tampografierii, înmatriculărilor și marcajelor. Tampoanele vagoanelor sunt funcționale.